Putem să începem, da? Bună dimineața la toată lumea, bună dimineața chișinăuieni. E zi cu soare, e o zi frumoasă. Noi chișinăuienii ne bucurăm foarte mult că când sunt astfel de zile, fiindcă pe timp de ploaie mai multă nenorocire e pe capul nostru decât în Chișinău, fiindcă în Chișinău nu s-a depus niciun efort și nu se depune eforturi pentru diminuarea impactului a ploilor abundente, din păcate. În general, noi vedem că lucrurile în primărie acum jumătate de an merg destul de prost. Odată cu cei Once Ban s-a înscăunat a doua oară în funcția de primarul general, face tot ce vrea, numai nu ceea ce cer chișinăuienii. Noi nu vedem problemele chișinăuienilor cele mai importante rezolvate. Atunci când primăria trebuie să iasă cu o reacție, să ne vorbească, să ne susțină, să rezolve anumite probleme, ea nu este. Chiar și acum când au fost aceste ploi abundente, am fi vrut să avem o reacție, o explicație, să vedem că autoritățile locale lucrează și se întâmplă ceva în Chișinău. Acest lucru nu s-a întâmplat, nu am văzut nicio reacție, nicio postare, nicio manifestare din partea autorităților locale, nici din partea primarului general, doar am văzut invitații la diferite concerte și atât. Atunci când a trebuit să fie achitate salariile asistenților personale, primăria municipiului Chișinău a reziliat contractele cu asistenții personali. Atunci când a fost nevoie să începem să investim și să rezolvăm problemele oamenilor, bugetul municipal nici până în ziua de astăzi nu este propus, pentru că bugetul este cumva responsabil de tot ce se întâmplă în oraș, sau aprobarea lui, mai corect spus. Atunci când a fost nevoie ca primărie să vină în sprijin oamenilor sau familiilor care sunt social vulnerabile și să ajute la căldură și la compensații, la căldură în perioada rece a anului, acest lucru nu s-a întâmplat. De ce? Noi considerăm că lucrurile merg foarte și foarte prost. Atunci când oamenii vin la noi și așteaptă ca anumite proiecte de decizii să fie votate, Consiliul Municipal nu este întrunit. Iată că noi, consilierii PAS, la doleanțele oamenilor, dacă Ionce Ban nu dorește, dacă Primăria Municipiului Chișinău nu vrea să rezolve problemele, noi am inițiat și am elaborat acel proiect de buget, care vom propune să fie votat în prima lectură. Și în acest context noi cerem convocarea ședinței Consiliului Municipal Chișinău pentru marți, orele 10. Toată lumea bună, toți consilierii bine intenționați, care sunt gata să împărtășească problemele și să împartă problemele oamenilor și să găsească soluții la ele, sunt invitați să participe la acea ședință și totodată sunt invitați astăzi să semneze acel demers pe care noi îl înaintăm, adică noi, fracțiunea PAS în Consiliul Municipal Chișinău, pentru convocarea acelei ședințe. Noi credem că sunt oameni bine intenționați, de aceea vă invităm să facem, să ne luăm mână în mână și să rezolvăm problemele oamenilor. De ce e marți, va fi convocată, cerem convocarea ședinței Consiliului Municipal Chișinău, dar colegul meu, Dumitru Ivanov, va vorbi despre mai multe detalii, ce ne propunem, ce detalii. Te rog. Stimați cetățeni, bună ziua tuturor, sunt Dumitru Ivanov, vicepreședintele fracțiunii PAS în Consiliul Municipal Chișinău și din păcate ți-am constat că anul 2024 noi l-am întâlnit cu curs nereparate. Anul 2024 noi l-am întâlnit cu proiecte care încă nu au fost finalizate, l-am întâlnit cu proiecte de mântuială pentru cetățenii municipiului Chișinău. Anul 2024 l-am întâlnit cu multiple crize pentru părinții care nu au putut să-și ducă copiii la studii, la un program prelungit. L-am întâlnit cu crize pentru asistenții personali care riscau să fie dați afară din primăria municipiului Chișinău și să nu-și primească salariile. L-am întâlnit cu crize pentru oamenii, persoanele nevoiașe din municipiul Chișinău, care nu și-au primit compensația la căldură pentru perioada rece a anului. De ce s-au întâmplat aceste lucruri? Deci noi, la o analiză mai profundă, am observat că bugetul municipiului Chișinău pentru anul 2024, per și așa încă și nu a fost prezentat în detaliu orașenilor din acest oraș, noi vedem că acolo sunt datorii enorme, datorii de sute de milioane de lei care trebuie achitate, iar nota de plată o achităm noi, cetățenii acestui oraș. În acest considerent, fracțiunea PAS de la începutul anului a cerut ca să fie aprobat un buget municipal echilibrat, cu proiecte necesare de investiții pentru locuitorii acestui oraș, cu proiecte bune pentru oraș. Noi am văzut că la câteva fulgi de zăpadă, orașul stă, noi am văzut că la câteva picături de ploaie devenim o mică Veneție din Europa de Est.
o mică Veneție, nu în sensul bun al cuvântului, pentru că avem străzi inundate, oameni care merg prin apă până la brâu, subterane care sunt pline de apă și un oraș total paralizat doar de la câteva picături de ploaie. Noi am cerut ca în municipiu Chișinău să fie aprobat un buget bun, cu investiții necesare în curțile de bloc, cu investiții necesare în drumuri, în sistemul de rețele pluviale și multe, multe proiecte necesare pentru acest oraș care trebuie făcute cât mai curând posibil. Dar acest lucru nu s-a întâmplat. Iar acum suntem la mijlocul acestui an, suntem luna iunie și municipiul Chișinău încă nu are un buget aprobat. Dar haideți să spunem ce a făcut fracțiunea PAS din cadrul Consiliului Municipal Chișinău. Încă în februarie, când am văzut că situația este una gravă și am văzut că sunt anumite riscuri pentru cetățenii acestui oraș să nu aibă proiecte noi de investiții în infrastructură, fracțiunea PAS a anunțat că va elabora un buget de alternativă, lucru care s-a și întâmplat. Deci, începând cu luna februarie, 20 de consilieri municipali din PAS au lucrat asidu la proiectul de buget pentru anul 2024, la proiectul de buget pentru Chișinău și oamenii din acest oraș. Fracțiunea PAS a vorbit cu oamenii în curți ca să vadă necesitățile lor. Fracțiunea PAS a făcut peste 10 consultări publice cu mediul de afaceri, cu oameni din domeniul transportului, societatea civilă, pe oameni din domeniul locativ comunal ca să determinăm necesitățile reale ale locuitorilor acestui oraș. Noi de-a lungul acestei primăveri am reușit să elaborăm un proiect de buget echilibrat, noi am reușit să facem lucruri dita mai unei direcții finanțe din cadrul primăriei municipiului Chișinău, care sunt angajați și plătiți din banii noștri să facă anume acest lucru pentru oraș, dar nu se îndatorează municipiul Chișinău cu credite de sute de milioane, fără ca să întrebe Consiliul Municipal Chișinău. Acum, în luna iunie, noi mai avem proiectul de buget elaborat pentru lectura întâi, un proiect de buget care trece toate avizele necesare în primăria municipiului Chișinău și noi considerăm că e timpul să avem un buget. Noi nu mai putem răbda indiferența anumitor funcționari din cadrul primăriei municipiului Chișinău. Noi nu mai putem răbda nepăsarea anumitor oameni din primăria municipiului Chișinău care au îndatorat acest oraș și acum vor să achite aceste credite din banii noștri, din banii pentru curs, din banii pentru oamenii care au nevoie de acești bani în municipiul Chișinău. Și e timpul să aprobăm un buget pentru anul 2024. Din acest considerent, fracțiunea PAS convoacă ședința Consiliului Municipal pentru ziua de marți, ora 10, în cadrul primăriei municipiului Chișinău și invităm toate fracțiunile din cadrul municipiului Chișinău să participe la această ședință și să votăm în sfârșit un proiect de buget pentru orășeni. Vă mulțumesc și mai multe detalii pot să spună și Sfântă Popa referitor la proiect. Este un mesaj nu atât către cetățeni, dar către liderii fracțiunilor din cadrul Consiliului Municipal Chișinău, către toți cei consilieri neafiliați. Noi venim cu un mesaj ca să ne așezăm la masă și să discutăm pe marginea bugetului propus de noi, de către consilierii PAS. De ce noi vă așteptăm vineri la orele 10 la Primăria Municipiului Chișinău, în sala de ședință, pentru a discuta și a vedea care sunt propunerile dumneavoastră de a îmbunătăți ceea ce noi am propus și să mergem mână în mână pentru a rezolva problemele oamenilor. Deci aia pentru consultări, fracțiunile sunt așteptați, toți consilierii interesați sunt așteptați vineri la orele 10 pentru ca să discutăm pe seama proiectului de buget propus de noi, iar marți vă așteptăm la ședința Consiliului Municipal Chișinău la orele 10. Toate bune și cât mai mult soare pentru Chișinău!